Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou videoclip din FS19. Suntem pe mapa Malawi's. Suntem puși pe treabă, am cumpărat în 94, pentru că eu am 35 și vreau să le unesc între ele. Am la magazin universalul cu un plug cu 3 trupițe reversibil, adică noul universal, care o să vedeți în câteva momente. Am aici un nou tractor, un nou case, CS150. Dăm puțin cu combinator, să îl pun deoparte deocamdată cu combinatorul și cu case-ul, că vreau să fac în așa fel. Vreau să fac în așa fel încât să unesc cele două terenuri. Astea două. Și hai să ne băgăm în tractor. Ăsta este noul nostru tractor universal. Și o să jucăm cu el foarte mult timp, vedem, dacă vă place de el, o să jucăm foarte mult cu el. Avem roți din front pe spate. Avem 100 de cai putere la el. Ce scrie când îl cumpăr? 100 de cai putere. Acum, nu știu cu tare, că nu m-am nici la asunto cu... Să zic și eu multe pozicăm. Și hai la treabă. Pentru că avem bere pe aici, dar nu bem bere. Și cred că o să și semănăm pe trenul, pe cele două trenuri. Am să vedem pe un semnal dreapta. Intrăm pe un drum agricol, bineînțeles. Bun. Așa o pot. Merge? Că mergi. Avem fel și fel de chestii pe el. Avem o grădă la toba de eșapament, dacă vă dați seama, la el. Avem așa toba de eșapament ugăleată, 2.8 turbo diesel, Renault Sport, Need for Speed Edge. Acolo avem figurina Michelin. Acolo nu știu ce este, habar n-am. Avem fară în mască, Michelin aici. Asta avem aici motorul de universal cu bateria Caranda și cam așa. Avem aici spray de pornit, cred că dimineață, cred, nu știu, sigur, nu prea cunosc. Avem foarte multe ciori pe teren, nu îl reversăm. Ia să vedem. Ia să vedem dacă plugul este băgat bine. Dacă văd că merge, nu are niciun stres. Și să-mi spuneți în comentarii cam ce ați vrea să plantăm pe acest teren. Pentru că eu rămân în pană de idei, ori fără soarele, ori porumb. Și nu uitați, apăsați butonul de like dacă aveți videoclipuri cu mapa Malawi's și cu noul universal și cu noul case CS150. Linkurile le găsiți în descriere. La mapă, la universal, la case și la cultivatorul din spatele la case. Și da, și mapa. Dar plugul acesta este la... Plugul este din Alpine Extension sau ceva de genul. Așa, puțin. Reversăm plugușorul pentru că trebuie să... Să facem treaba până la capăt. Ah, am pus la mai... Mai avem niște fire, niște iarbă pe... Așa, dar trebuie să le rezolvăm și pe alea. Uite că din două terenuri faci unul mare ca să faci
o recoltă cât de cât bogată, știți? Știu, merge așa, nu știu, merge un pic în lag. Dar nu are absolut nimic, pentru că merge, efectiv. Nu știu pe filmare cum se vede, dar în joc se mișcă el aiurea, dar văd că tot merge. Așa, bun, hai să mai avem un pic până la capăt. Deci, cum fac o pe spate? Deci, patinează. Deci văd că nu are forță, dar văd că a avut forță la dus, dar la toate văd că are mici probleme, dar nu știu de ce. Dar, în fine, avem foarte puțin de arat, cam un metru, cam așa. Hai, mă! Deci patinează foarte, foarte rău, din câte am observat și eu. Ori trebuia să-i pun o greutate pe... Dar n-am unde să pun greutatea pentru el. Că i-aș fi pus, nu zic nu. Acum hai să luăm case. Și pentru case avem o greutate de 1000 de kg pe el. Așa, bun. Hai să ne încadrăm cu case-ul. Să terminăm și cu cultivatorul. Ca să putem să semănăm. Cum ar fi, pregătim terenul pentru semănare. Văd că case-ul nu are niciun stres. Niciun stres nu are. Deja am la magazin semănătoarea. Doar că va trebui să termin mai întâi terenurile de discuit. Ia să vedem cum este producția. Ce? Vă rog, 55 este... What? Ah, e cultivat, ok. Ce vreau să fac? Tocmai ce a fost recoltat. Văd că la deal se mișcă mai încet, când merg cu 9 km pe oră. Dar nu este asta o problemă pentru tractorul acesta. Pentru că are 150 de cai putere, iar cultivatorul suportă tot 150 de cai putere. Deci eu zic că l-am prins... Ok, pot să spun. Hai, Case, nu mai lăsa la greu, te rog frumos. Așa, boss, dacă nu mai lăsa la greu, bravo. Puteți să ne vom așa, să ne asigurăm un pic, a nu nimic. Da, e prea, nu știu, e prea grea. Greutatea e prea mare, nu știu, pentru el. Da, na, am ales și acum ce am... Hai să ne încadrăm să luăm ferătura. Am făcut-o pe pară, și mai avem decât părticica asta care o avem. Cred doar ne întoarcem înapoi, deci iar spre UTB și cam mai a fost tot terenul. Bun, acum ne întoarcem imediat. Imediat ne întoarcem. Hai să deschidem, să pornim. Deja s-a pus singur. Sau nu l-a ridicat, nu știu, nu l-a ridicat. Ok, înțeles.